Să deschidem cuvântul Domnului la Ioan, capitolul 5, și am să te citesc 10 versete din acest capitol, de la versetul 1 până la 10. După aceea, era praznicul al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, numită evreiește Betesda, care are 5 pidvoare. În pidvoarele acelea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut, zecând, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Dumnezeu mi-a pus pe inimă gândul acesta cu mulți ani în urmă, în anul 2010, ca să vorbesc dintre acest text. Câteva gânduri aș vrea să vă reamintesc, pentru că este un text foarte frumos, din care de atâtea ori am auzit vorbindu-se, dar haideți să ne imaginăm că suntem și noi în acelea zile la scăldătoarea aceea care era la Ierusalim. Era un loc specific amenajat pentru cei bolnavi. Era un loc anume, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, la această poartă s-au adunat toți cei care erau bolnavi. Acolo era amenajat un loc pentru ei, pentru că au aflat că există o vreme, o perioadă, un timp oareșcare în care un înger al lui Dumnezeu se pogoară din cer, tulbură apa și cel care are putința aceasta să fie primul să intre în acest bazin se vindecă. Evident că era o agitație foarte mare. Evident că erau fiecare atenți cum ar putea să fie el primul. Evident că erau mulți din acei care ori avut pe cineva care să-i ajute. Alții ori fost mai puțin bolnavi și ori putut să se ajute ei personal. Dar ologul acesta de 38 de ani de zile bolnav, după cuvântul lui Dumnezeu pe care l-auzim și l-am auzit citind, spune cuvântul că nu am pe nimeni. Când Domnul Iisus Hristos îl întreabă, ai vrea tu să te faci sănătos? Cum nu aș vrea, Doamne? Cum nu mi-ar place, Doamne? Am văzut pe atâția, Doamne, că mai degrabă și mai devreme s-au vindecat. Aceasta este și speranța mea, este nădejdea mea, este dorința mea. De ce stau aici, Doamne? Sunt aici, Doamne, pentru că aș vrea să fiu și eu unul dintre ei care să mă bucur de vindecarea Ta. Este foarte, foarte important să fim în casa lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, cei care sunt în casa lui Dumnezeu sunt în siguranță. Aici, la poarta oilor,
era locul acesta în Ierusalim și erau în siguranță cei bolnavi. Cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 84, versetul 1, Ce plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica să-și pună puii. Așa este casa lui Dumnezeu. Până și pasărea, până și rândunica îți găsește un loc unde să-și pună puii ei, unde să se îngrijească de ceea ce este a lui. Cu cât mai mult noi în casa lui Dumnezeu suntem aici, în prezența lui Dumnezeu, suntem în locul unde putem să aducem familiile noastre, copiii noștri, să-i punem pe altar în fața lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ai milă de ei, sunt în nevoi, sunt în probleme, sunt în situații dificile. Doamne, este locul potrivit casa Ta. Este locul cel mai potrivit să fim aici, în locul acesta, în casa Ta. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că cei care sunt în casa lui Dumnezeu, aceștia pot să laude pe Domnul. Toți când suntem în casa lui Dumnezeu, putem să lăudăm pe Domnul. Am avut și eu de multe ori tendința aceasta să spun, în seara aceasta sunt foarte puțin la biserică, voi rămâne și eu acasă, voi sta și eu departe. Oricum, probabil că vor fi doar numai câțiva, probabil, dar n-am îngăduit și nu-mi permit lucrul acesta cât e posibil să stau în nepăsare atunci când poporul lui Dumnezeu se închină în casa lui Dumnezeu. Este foarte plăcut și foarte bine ca să fim în casa lui Dumnezeu, să fim acolo unde copiii lui Dumnezeu se roagă, unde se închină, unde din când în când și din vreme în vreme, sau poate să spunem de fiecare dată, Mântuitorul Domnul nostru Iisus Hristos este prezent acolo unde poporul său este prezent. Din nefericire avem și noi rândunicile noastre care vin, dar care și pleacă. De rândunicile acestea nu ne bucurăm prea mult, dar avem păsărelele noastre care sunt cu noi, care ne cântă, care de multe ori sunt printre găinuțele noastre, sunt în curțile noastre, sunt pe gardurile noastre, sunt în locurile noastre, sunt împreună cu noi și ne fac bucuria să le privim. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu totdeauna sunt o bucurie atunci când sunt împreună. Copiii lui Dumnezeu totdeauna sunt o bucurie când pot să stea în prezența lui Dumnezeu. De aceea să ne bucurăm, să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Cum spuneam, rândunicile sunt foarte frumoase, dar ele sunt acelea care vin, adună tot ce pot, își depun puii unde este cel mai sigur loc și apoi, la un moment dat, din nou pleacă dintre noi. Să ne uităm la valoarea care este în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu, spune Psalmistul, versetul 10, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Și ce bine că putem să fim în casa lui Dumnezeu, în curțile Domnului Dumnezeului nostru. Ce frumos este să fim acolo unde se cântă. David spune, vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât în corturile răutății. Există o diferență în casa lui Dumnezeu. Există o diferență în corturile răutății. În casa lui Dumnezeu, unde copilul lui Dumnezeu cântă și îl glorifică pe Dumnezeu, acolo este bucurie. Acolo puterea Duhului Sfânt se manifestă. Acolo poți să te vezi
cât de mic ești în prezența lui Dumnezeu și cât de mare este Dumnezeul nostru. Nu renunța. Nu renunța. Cu toate că neputința acestui om a fost mare, a stat la acest lac, a stat în neputință, a stat fără ca să aibă pe cineva care să-l ajute, dar a rămas în locul acela. Nu renunța. Nu renunța să stai în casa lui Dumnezeu. Nu renunța să vii la casa Domnului. Nu renunța pentru că aici încă mai sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, care strigă către Dumnezeu, care încă au părtășie cu Dumnezeu. Și în părtășia aceasta cu Dumnezeu poți să te bucuri și tu. Nu uita că Iisus Hristos l-a cunoscut pe acest om. Și era momentul cel mai prienic când să stea de vorbă cu el. Era o zi de sabat. Era o zi în care Domnul Iisus Hristos s-a oprit în dreptul lui și i-a spus: omul acesta, pe care îl cunoștea foarte bine, n-ai vrea să te faci sănătos? Care dintre noi nu am vrea să fim sănătoși atunci când suntem bolnavi? Care dintre noi nu căutăm pe Domnul atunci când suntem în situații criză? Care dintre noi nu strigăm la Domnul? Dar omul acesta n-a strigat la Domnul, ci Domnul personal s-a apropiat de el. El a fost acel care a stat de vorbă cu el. El a fost acel care l-a întrebat dacă vrea să fie sănătos. Iisus are intenții bune față de noi. Ori de câte ori suntem în casa lui Dumnezeu, să nu uităm că aici este prezent El și aici poate să îți spună un cuvânt. Și cuvântul Lui este acela care te va ajuta. Cuvântul Lui este acela care te va ridica. Cuvântul Lui este acela care ne va da mângâiere. Ologul acesta a fost încurajat. Ologul acesta a fost încurajat când Mântuitorul i-a spus: nu vrei să te faci sănătos? Și omul i-a zis: nu am pe nimeni. Ei, dacă nu ai pe nimeni, dă-mi voie să spun, căci eu am venit aici tocmai pentru tine. Eu am venit tocmai ca să îți aduc ție în această zi înviorare. Am venit tocmai pentru ca să îți aduc vindecare. Eu am venit să spun ție să-ți ridici patul. Am venit să stau de vorbă cu tine să spun că tu ești acel om care ești în fața mea și în prezența mea și tu ai valoare în ochii mei. Nu uitați că în ochii lui Dumnezeu noi suntem priviți ca și fii și fiice. Suntem priviți ca cei care suntem răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Suntem priviți ca cei pentru care Iisus Hristos a murit. Avem valoare în ochii Lui. Dacă ne îngăduie să trecem prin încercări, prin boli, suferință, acestea nu este pentru că Dumnezeu vrea să ne nimicească, ci mai degrabă Dumnezeu vrea să ne trezească. Ori de câte ori am avut și am avut destule situații în care am simțit că Dumnezeu vrea să îmi aducă o întorsătură în viață, am simțit că Dumnezeu este acela care lucrează, chiar dacă nu mi-a plăcut și n-am fost prea bucuros să văd în ființa mea o durere sau în familia mea o problemă sau o nevoie. Am știut că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Intervenția Domnului Iisus Hristos a fost aceasta. Și a zis: scoală-te și umblă! Și în momentul acela în care Iisus Hristos i-a poruncit, puterea cuvântului lui Iisus Hristos l-a ridicat deodată în picioare. Omul acesta deodată s-a ridicat și a început să umble. Imaginați-vă și să ne gândim doar
Dacă Iisus Hristos de data aceasta ar fi aici în biserică și ne-ar spune unuia dintre noi, scoală-te și umblă, câtă bucurie ar fi în jurul Lui. Câtă bucurie ar fi în casa Lui Dumnezeu. Cum vestea aceasta ar merge din gură în gură, din telefon în telefon, în numai câtva timp, cel mai scurt timp. Fratele Lazar ar cunoaște în România ce s-a întâmplat în biserică. Fratele Dorin ar avea o veste în câteva minute că s-a întâmplat lucrul acesta. Iisus Hristos i-a spus, scoală-te! Și în momentul acesta a sărut în picioare. În momentul acesta nu s-a mai pus problema că sunt olog. Nu s-a mai pus problema că nu mai pot să umblu. Nu s-a mai pus problema că nu am putință. N-a fost nevoie să se scufunde în apa aceea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Iisus Hristos are putere de vindecare. Mărit să fie Domnul! În momentul acela, Iisus Hristos l-a privit în față și i-a spus în felul următor, ridică-ți patul! Patul lui nu putea să rămână acolo, pentru că locul acela trebuia să fie gol. Locul acela trebuia să fie o dovadă, căci Iisus Hristos a spus un cuvânt și cuvântul lui s-a dovedit o putere care l-a ridicat pe acest olog. Ridică-ți patul. Patul reprezintă păcatul în cele mai multe cazuri. Păcatul nu poate să rămână acolo unde este prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu, când lucrează, își face o lucrare deplină, o lucrare totală. El nu vindecă doar numai fizic, vindecă și inima, și sufletul. Ridică spatul și umblă. În momentul acesta, omul nostru, care era până acum bolnav, și-a ridicat patul și a început să umble. Dacă până în prezent, ologul acesta n-a avut prieteni, dați-mi voie să vă spun că n-a avut nici dușmani. Dacă până în prezent omul acesta stătea liniștit undeva jos și nimeni nu-i punea o întrebare, acum mulți i-au pus întrebări. Acum mulți sunt aceia care au devenit dușmanii lui. Până când era olog și neputincios, nu avea pe nimeni, dar a venit Iisus Hristos, prietenul cel bun, și i-a spus un cuvânt, ridică spatul și umblă. Și de data aceasta s-au ridicat, dar s-au ridicat dușmanii, s-au ridicat cei care erau cu legea, s-au ridicat cei care n-au înțeles că Iisus Hristos tocmai pentru acest lucru a venit, ca să vindece pe cei care sunt bolnavi, să vindece, să ridice pe cei ologi, să le dea vindecare celor care sunt în neputință. A trebuit Iisus Hristos să-i spună ologului, ridică-ți patul. Când și-a ridicat și patul, a fost un loc gol. Dar locul acesta nu era de aceea ca să vină unul altul, ci locul acesta trebuia să fie o mărturie. Când Dumnezeu lucrează, Dumnezeu lucrează în așa fel încât cei din jur, cei care aud, cei care au urechi, să audă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu care se atinge de boli, de suferință. La porunca lui nu putea ca să stea Petru în aceea dimineață, după o noapte de pescuire, să nu facă nimic. La porunca lui el a trebuit să-și arunce mreaja în mare. Cu toate că a spus, Doamne, toată noaptea ne-am străduit și nu am prins nimic. Dar la porunca lui, el a aruncat mreaja. Care a fost rezultatul? La porunca lui, peștii s-au adunat, toți în mreaja aceasta. De ce? Pentru că cuvântul lui are putere, mărit să fie Domnul. La porunca lui s-a vindecat ologul și a început să umble.
la porunca lui, a început să stea de vorbă cu ceilalți. Cine este omul acesta? Au întrebat. Este ziua de sabat. Este o lege în Israel. Nimeni n-are voie să facă nimic în Israel în ziua de sabat. Cum de ți-ai ridicat patul? Cum de ți-a spus omul acesta? Întrebările au venit una peste alta. Dar Iisus Hristos era acolo. Iisus era acolo să-L apere. Și El ne apără de fiecare dată. Aș vrea să închei cu gândul acesta, că și noi avem câteva motive prin care noi putem să fim vindecați. Putem să fim vindecați atunci când ne rugăm de unul personal, de unul singur. Atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm, atunci putem să fim vindecați, pentru că Iisus Hristos ne ascultă rugăciunea. Dacă suntem slabi în rugăciunile noastre, El completează lipsurile noastre. Și stăm în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tată din ceruri, lucrează în dreptul Lui pentru că este copilul Tău. Pentru că El se încrede în mine, lucrează în dreptul Lui pentru că El și-a pus încrederea în mine. Și te rog, lucrează în dreptul Lui. Aceasta este una dintre lucrurile pe care trebuie să le amintim, căci noi ne vindecăm atunci când ne rugăm. Apoi, cum spuneam, este credința celui care este vindecat. Matei 9, cu 27 și 28. A doua este credința altora pentru cei bolnavi. În Matei 8, cu versetul 5 până la 10, în 17, de la versetul 15 la 20, găsim textele potrivite. Și în final, Iacov, capitolul 5, la versetul 14 la 16. În al treilea rând, la credința prezbiterilor, a lucrătorilor lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte clar în sensul acesta, să cheme prezbiterii bisericii să se roage după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului spre iertarea păcatelor și vindecarea bolilor. Și apoi să nu uităm că este bunătatea Domnului. El vindecă pentru numele Lui. Mărit să fie Domnul! Dacă în această seară ai încă ceva în sufletul tău, o boală, o suferință, vorbesc spiritual, avem încă câteva momente de rugăciune în prezența Domnului. Vom sta în prezența Lui și vom spune, Doamne, atinge-Te de noi și vinde-ne că ne bolile spirituale. Vindecă bolile aceste spirituale, Doamne. Sunt multe boli spirituale. Este boala aceea a vorbirii de rău, boala aceea a bârfei, este boala aceea a mândriei și aș putea să continuu și trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne vindece de toate acestea. Să facă ca în seara aceasta plecând de aici să fim oameni schimbați. Evident că sunt bolile acelea pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată și listele noastre cresc pentru că foarte mulți ne contactează. Faptul că îi trecem pe lista aceasta mare ne contactează să ne rugăm și pentru ei, să includem în listele noastre. Și o facem cu bucurie pentru că Dumnezeul nostru a ascultat rugăciunea copiilor Săi. Biserica Emanuel are experiențele acestea. Căci Dumnezeu s-a atins de mulți bolnavi, s-a atins de mulți cei care au fost în nevoi și Dumnezeu i-a vindecat. De seara aceasta, pentru aceste două motive să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne vindece spiritual, să ne vindece fizic și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă în timpul care ne-a mai rămas
în casa lui Dumnezeu să-i slujim pe Domnul cu scumpătate, cu devotament, să ascultăm vocea Lui, pentru că vocea Lui este o voce blândă, o voce duioasă, o voce care aduce vindecare și aduce pace, aduce bucurie. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare.